A fost mare sărbătoare astăzi la Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți. Sute de elevi au participat la Ziua Porților Deschise, organizată cu prilejul împlinirii a 201 ani de la înființarea Poliției Române. Vizitatorii au putut admira îndeaproape echipamentele și armele din dotare, au discutat cu organele de poliție despre carieră și au admirat autovehiculele. În cazul tău, mâna dreaptă, manșonul de aici de sus. Vezi că e grea, ai grea. Pune-mă aici. Pune-mă așa. Strânge tare. Și duce cu mâna asta, manșonul. Da? Da. Și așa. Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți a organizat o activitate specială alături de elevii municipiului Drobeta-Turnu-Severin cu ocazia Zilei Poliției Române. Sute de elevi au împânzit curtea inspectoratului, unde polițiștii mehedințeni și-au expus armele și autospecialele din dotare, dar au și vorbit despre animale și cum ne poate ajuta poliția în privința lor. Fiecare cățel este identificat prin principiu, care la citire ne afișează un cod unic, cum este și CNP-ul nostru. Codul acela unic, dacă se pune într-o bază, registru electronic al câinilor cu stăpân, pe scurtat RECS, da? Ne oferă toate datele despre proprietar. Copiii s-au bucurat să vadă cum funcționează armele din dotare, însă dintre toate standurile, cel mai vizitat a fost cel al laboratorului de criminalistică, unde elevii au fost invitați să-și lase amprenta și să cunoască procesul de cercetare criminalistică. Ca să ridicăm amprentele, vreți să vă arăți? Mai bine. Haideți. Bun, mă aproape. Bună, o ridici, apoi ne uităm să vedem dacă urmă are. Data de 25 martie a fost desemnată Ziua Poliției Române. Alegerea acestei date este legată de simbolul creștin al bunei vestiri, aflat pe primul steag al Marii Agii, simbol ce a fost preluat și pe actualul drapel al Poliției Române. Astăzi, în curtea Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți s-a organizat Ziua Porților Deschise ca urmare a celebrării a 201 ani de la înființarea Poliției Române. Astfel, mai mulți elevi, împreună cu cadre didactice de la mai multe unități de învățământ din municipiul Drobeta-Turnu-Severin, au asistat la programul oferit de polițiștii mehedințeni. Copiilor le-a fost arătată tehnica și dotarea polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, Serviciului Criminalistic, Serviciului Rutier și Biroului pentru Protecția Animalelor. Totodată, la activitate au participat polițiști din cadrul compartimentului pentru analiza și prevenirea criminalității, care le-au oferit pliante cu sfaturi preventive. De asemenea, au fost prezenți și polițiștii din cadrul Serviciului Resurse Umane, care le-au explicat copiilor câteva condiții esențiale pentru cariera de polițist, promovând cariera de polițist. Toți elevii de la cei mai mici până la cei mai mari au fost încântați să participe la aceste activități și, conduși de curiozitate, au testat toate lucrurile care le-au fost puse la dispoziție de către oamenii legii. Mai mult decât atât, în urma vizitei făcute în cadrul Zilei Porților Deschise la Inspectoratul de Poliție Județean, copiii au declarat că încă de pe acum iau în calcul posibilitatea de a alege o carieră în poliție pentru viitor. De asemenea, oamenii legii au împărțit pliante și broșuri. Acestea sunt o oportunitate pentru informarea cât mai corectă a activității MAI de combatere a fenomenului infracțional. Totodată ajută la educația antivictimală și antiinfracțională a cetățenilor.